Doamnelor și domnilor, bun găsit în cadrul unei noi ediții importante. Invitatul nostru de astă seară este ministrul afacerilor interne, domnul Alexandru Jizdan. Domnul ministru, bună seara și să fie de bine prezența dumneavoastră la noi în emisiune. Bună seara. Domnul ministru, prin 2017 dumneavoastră promovați un mesaj prin care comunicați că intenția ministerului ar fi aceea de a împrieteni și a apropia oarecum poliția de către comunitate, cetățeni. La ziua de azi, ce avem? Poliția este mai camarad decât ieri în acest sens? Calificativul camarad sau nu ar trebui să ne-l dea societatea, sau altfel spus, oamenii ar trebui să puncteze și să ne dea aprecierile, sunt polițiștii mai aproape de ei sau nu. Până la urmă, sloganul ăsta și dorința de a transforma poliția dintr-un serviciu de forță, dintr-un serviciu în folosul societății, el are loc, acea transformare, deoarece zi de zi se lucrează, se instruiesc polițiști, cărora li se explică că prezența în societate ar trebui să trezească stima și nu frica. Cam aici vrea să ducă reforma noastră, cu multă doză de înțelegere și din partea societății, deoarece lumea, când vede un polițist care se are un comportament mai liniștit, devine, nu știu din ce cauză, societatea agresivă. Și asta? Vedeți mai multe filmulețe prin care lumea nu doar că își exprimă dezacordul, lumea devine agresivă și chiar ultragează angajații poliției. Noi, în a evita sloganul ăsta sau calificativul de stat polițienesc, așa cum se mai încearcă, totuși încercăm să gestionăm unele situații de conflict cu multă răbdare. Dar trebuie să înțelegeți că unele sondaje făcute de către Ministerul de Interne arată că societatea totuși își dorește o poliție mai încrezută, mai fermă. Lumea vrea ca legea să fie aplicată mai dur în coraport cu cei care o încalcă. Și spuneam că sunt cazuri în care angajații de poliție trebuiau să intervină, să stopeze acțiunile ilegale ale unor cetățeni, nu au făcut-o, iar aceste cazuri sunt studiate de către noi și totuși obligăm astăzi ca angajații de poliție să stopeze unele contravenții în etapa timpurie. Nu faci față nimănui, chiar și nouă, nu? Atunci când avem oameni care se dezbracă în pielea goală, înjură, până la urmă asta e înjosirea demnității oamenilor, nu angajaților de poliție. Cu timpul, colegii mei din poliție văd atâta situație că nu se mai miră de nimic. Dar cei din jurul lor, oamenii de rând, copiii care văd astfel de situații, în mod normal nu ar trebui să le vadă. Dar ei nu pot să le vadă doar atunci când poliția va interveni foarte prompt, foarte sigur și legal, desigur. Bine, relația polițist-cetățeni este una înrădăcinată cu stereotipuri sau cu un format de comunicare, așa, nu de azi și nu de ieri. Până la urmă, în replica dumneavoastră, lucrurile se schimbă. Comunicând că ați operat cu anumite sondaje de opinie pentru a aprecia cât de mult sau mai puțin s-a schimbat opinia publicului sau a comunității vis-a-vis de polițiști, să vorbim puțin despre merite, în jurul căror merite, de fapt, societatea a devenit mai aproape de polițiști, pe lângă acele instruiri prin care au fost supuși polițiștii nemijlocit. Noi, în perioada a 3 ani de zile, am venit cu niște acțiuni, sunt niște campanii pe care poliția nu le-a avut niciodată. Supraveghere prin vecinătate, bunicii grijulii, poliția comunitară. Conceptul poliției comunitare este implementat din anul 2016. Și acest concept este implementat reușit, deoarece în vizitele mele, inclusiv și în Statele Unite, iar ei sunt portdrapelul poliției comunitare în lume, atunci când am avut schimbul de opinie cu colegii de acolo, ei totuși au constatat că Republica Moldova, Ministerul de Interne, Poliția Națională a mers foarte reușit și a mers departe. Un sondaj făcut de către o organizație non-guvernamentală și care nu este una doar care laudă. Am văzut mai multe
mai multe sondaje de ale lor cu mare doză de critică. Totuși a arătat că din 2016, atunci când imaginea poliției, încrederea populației în poliție era de 26%, a crescut cu 20 ceva de procente timp de un an de zile. Păi asta vreau să vă spun, că toate acțiunile, nu instruirea doar a polițiștilor, dar acțiunile care implică atât societatea, copiii, oamenii de vârsta a treia, împreună cu polițiștii, îi face ca ei să fie mai prietenoși. Vorbind în raport de interviurile dumneavoastră, am făcut și o așa aprofundată cercetare în expunerile dumneavoastră. Comunicaseți, da, în termeni clari, că ministerul încearcă să schimbe de atitudinea până la urmă și ceea ce ar însemna modul de operare a poliției, și ați comunicat ca argument. Vis-a-vis de acele canale de instruire, pregătire, oarecum orientare, asupra căror structuri, de fapt, aceste reforme vin? Oamenii trebuie să instruit per sistem, nu doar polițiștii. Că Ministerul de Interne are mai multe componente. Noi vorbim acum și de Inspectoratul General al Poliției de Frontieră, vorbim și de carabinieri care patrulează și la fel sunt în contact cu societatea, Inspectoratul General al Poliției, Inspectoratul General Situației de Urgență, Biroul Migrației și Azil, Academia Ștefan cel Mare, Clubul Sportiv Dinamo. Suntem aproape 18.000 de oameni și toți ei interacționează cu societatea. Tot ei sunt parte componentă a societății. Și uneori și comportamentul unui polițist care nu interacționează cu societatea, dar se află în uniformă, în stradă și lumea îl privește, factura lui fizică, îmbrăcămintea, modul cum se îmbracă, modul cum poartă el uniforma, la fel vorbește despre disciplina din interiorul sistemului. De mai multe ori ați auzit despre faptul că m-am exprimat referitor la persoanele care sunt cu supra-greutate. Noi menținem acest tempo. Ne dorim oameni puternici, nu doar fizic, ne dorim oameni puternici, inteligenți. Păreri de bine, azi o bună parte din infracțiunile săvârșite, mă refer aici la infracțiunile excepțional de grave, deosebit de grave, sunt descoperite pe calea aplicării unor instrumente analitice și acest lucru mie personal îmi trezește mândrie, deoarece sunt momente care nu sunt văzute de către oameni și nu le poți expune, deoarece dacă noi am venit și am arătat oamenilor din țara noastră cum descoperim noi infracțiuni, de acest lucru pot profita infractorii. Dar sunt mai multe procese care au o direcție corectă. Eu îmi doresc ca aceste căi, ele să fie în ascensiune și menținute și sprijinite de către ceilalți miniștri sau conducerea care va fi. Domnul ministru, comunicând acum la partea soft, în termen și așa de sinteză și în raport de anul 2017, să comunicăm și să vedem ce avem la capitolul criminalitate în Republica Moldova, pentru că suntem și cam la fine de an. Noi, 2 ani la rând, dacă noi să comparăm 16-17, 17-18, suntem în scădere cu 10 puncte, 10% criminalitate, dar de mai multe ori am spus. Cei care își pun ca target doar obținerea unui procent cu orice preț, trebuie să înțeleagă că acest procent inclusiv va fi obținut și prin falsificări. Dar dumneavoastră aveți un procent, un target? Noi, astăzi targetul nostru nu este procent. Fiindcă noi înțelegem ce se întâmplă în Republica Moldova. Noi avem specialiști foarte bine calificați, care știu ce înseamnă criminalitate, știu ce înseamnă criminalitate sezonieră, știu aprecia fenomenul, inclusiv fenomenul criminalității organizate. Noi vedem agravări de situații într-o regiune sau alta, așa cum se lucra înainte. Și dacă mă privesc acum și colegii care au activat cândva, renumitul ordin numărul 1, care dacă în funcție de o infracțiune sau alta, se introduceau diferite ordine care astăzi ele nu mai sunt valabile. Analiticul pe care îl are astăzi Ministerul de Interne dirijează, permite Ministrului de Interne, permite șefilor de subdiviziuni să-și dirigeze forțele eficient, fără supracosturi și fără supracosturi umane, fără implicarea oamenilor, risipă de oameni noi nu facem.
De aceea, situația criminogenă este una care o impune, reieșind din ceea ce avem ca societate, ceea ce avem ca economie. Noi vedem, eu personal urmăresc primele 5 infracțiuni care se săvârșesc în Republica Moldova. Categorii? Da. Și asta este nu procentul și nu numărul lor, dar privesc ceea ce se întâmplă prin prisma infracțiunilor. Și avem prima categorie de infracțiuni care se săvârșește furtul. Și tot timpul a fost în Republica Moldova prima infracțiune săvârșită. Ulterior este starea de ebrietate la volan, e scrocheria. A treia infracțiune săvârșită azi în țara noastră este scrocheria. E la fel un lucru care vorbește despre ce prezentăm noi ca națiune. Foarte atenți suntem cu infracțiunile care au implicat violență. Ceea ce ar însemna omor, vătămare corporală gravă, viol. Astfel de infracțiuni, desigur că sunt profilactate și încercăm ca an de an ele să fie mai puține la număr. Domnul ministru, dar manipularea politică, o putem clasa ca o infracțiune? Codul penal nu prevede așa ceva. Scurt și clar și pe înțeles tuturor, da? Nu, noi am putea discuta acest aspect. Eu, dacă cineva interesează mai mult aspectul ăsta, eu cu absolut sinceritate pot să vă spun și eu că manipularea astăzi este nouă problemă a Republicii Moldova. Manipularea este una globală. Și influența rețelelor de socializare deja este recunoscută ca un pericol din partea unor serviciilor speciale. Astăzi drogurile se vând nu așa cum se vindea înainte. Da. Astăzi infracțiunile se săvârșesc virtual. Noi trecem într-o criminalitate virtuală, dacă vreți. Și o să vedeți că țările care nu se pregătesc pentru criminalitatea virtuală și vor întârzia, vor avea mari probleme. Deoarece îmi place mult exemplul pe care l-a dat tot timpul primul ministru. Înainte, oamenii intrau în transportul public care era plin cu oameni și aveau grijă să nu le fure portmoneul. Astăzi intri într-un transport public absolut gol și pe tine te fură în plină zi. Îți fură banii de pe cardul tău bancar. Balena albastră. Vreau să ajung la acest subiect. Balena albastră, furturile banilor de pe cărțile de credit, o sumedenie de infracțiuni, șantajurile au devenit virtuale astăzi, deoarece multă lume este șantajată prin intermediul rețelelor de socializare. Această transformare uneori depășește unele servicii. Iar cu părere de bine, așa cum vă spuneam, în Republica Moldova sunt angajați care lucrează foarte bine și nu lucrează de ieri. Sunt oameni foarte experimentați. Sistemul i-a păstrat, cu părere de bine, și aici era vorba despre politizarea. Depolitizarea proceselor, depolitizarea instituțiilor, va permite ca în aceste instituții să lucreze oameni nu cât guvernează un partid, dar atât cât el este eficient și profesional. Abordare în maxim aerisit, așa. Comunicând mai jos despre minister, activitatea ministerului, aici, trăgând o linie, Ministerul Afacerilor Interne, la ziua de astăzi, este un minister tehnocrat? Doar ministrul de interne este o persoană care vine pe criterii politice. Tot ce este mai jos de ministrul de interne sunt oameni tehnocrați. Și aici vă spun cu absoluta sinceritate. Și dacă vreți să analizăm fiecare persoană în parte, haideți să le analizăm. Eu pot să vă descriu orice om care a venit și deține funcții. Dacă se vor schimba criteriile politice sau vor veni alte partide și o să vedeți cum zboară oameni din funcție, să știți că ei fac abstracții de noțiuni de tehnocrat. Domnul ministru, dar s-a mai înfăptuit acea optimizare a sectoarelor de poliție, sectoarelor teritoriale de poliție, despre care se comunica mai jos? La ce reducerea preferiți? Numărului acestora în teritorii? Probabil eu trebuie să vin pentru toată lumea cu o explicație ce se întâmplă cu sectoarele de poliție. În Republica Moldova există 203 sectoare poliție. Atunci când ele au fost constituite, au stat oameni care au analizat harta geografică a Republicii noastre și în funcție de așezare au fost puse, amplasate aceste sectoare de poliție în așa fel încât ele să acopere o regiune. Până acum era foarte centralizată
putere de decizie, inclusiv și în teritoriu. Ceea ce însemna că în raionul Nenii Noi, ca exemplu, era comisariatul de poliție, acum îl numim inspectoratul de poliție, și toată lumea venea încolo, inclusiv pentru a semna documente, inclusiv pentru a-și organiza activitatea. Toate încep eu de la inspectoratul de poliție. Implica timp, implica resurse, implica bani, implica de toate. Acum noi avem sectoare de poliție regionale, în general sau în mediu, fiecare raion are câte 4-5 inspectorate de sectoare de poliție și acestor sectoare li se va da o mai mare autonomie. Oamenii aceștia, șeful de sector va putea organiza patrularea, acest om va putea primi, va semna unele decizii, cei ce ține de contravenții, cei ce ține de unele incidente minore la ei în teritoriu, în așa fel noi vom economisi și bani, vom economisi și timp. Urmează ca noi aceste sectoare să le modernizăm, să le reparăm, ca oamenii să lucreze în condiții normale. Cu părere de rău, unele din sectoare sunt amplasate în sediile primăriilor sau în sedii care nu aparțin Ministerului de Interne. Urmează pentru a le repara sau a le aduce în funcționalitatea care o vrem noi, ele trebuiesc totuși trecute în gestiunea Ministerului de Interne. Cu timpul, toată reacția va porni de la sectorul de poliție. Prin sectoarele de poliție, prin prezența noastră în teritoriu, noi vrem să micșorăm termenul de reacție. Dacă noi, în Republica Moldova, în Ministerul de Interne, vom rezolva totalmente problema cu reacția și comunicarea cu cetățenii, atunci vom avea o percepție, o altă percepție din partea oamenilor. Cu părere de rău, mai avem unele scăpări când modul în care noi reacționăm la incidente e nu-i tocmai pe așteptările cetățenilor. Noi nu ne îmbătăm cu apă rece. Unele probleme noi le vedem, avem testări care aparțin Ministerului de Interne, noi avem un grup dedicat care iese în teritoriu, ca exemplu mergem în Călăraș. Din Călăraș noi sunăm 112 și așteptăm să vedem cum vine și reacționează echipa poliției. Cei care vin, polițiștii nu cunosc de faptul că aceștia sunt angajați ai Ministerului de Interne. Și oamenii aceștia nu comunică până în ultima instanță, când ajung în inspectoratul de poliție. După aceasta, noi analizăm, vedem greșelile noastre și ulterior analiza, o replicăm sau o aducem la cunoștință tuturor inspectoratelor de poliție. Am făcut acest lucru nu odată și deja a apărut și frica asta a angajaților de poliție, a conducătorilor. S-a responsabilizat. I-am responsabilizat. Lumea nu mai știe, este asta o verificare sau nu. Până la urmă, noi, capacitatea noastră de reacție, vom aduce-o așa cum trebuiește. Patrularea va fi mai omniprezentă. Carabinierii ajută foarte mult în acest domeniu. Și vom face tot posibilul ca în loc de 10 echipaje să avem 50 de echipaje. Ca exemplu, acum n-am spus o cifră care corespunde adevărului. Algoritmul de patrulă pe noapte, el este unul pe care eu mi-l doresc să-l triplez sau să fie de 5 ori mai mare. Dar se mai organizează acele campanii de nopți albe, cel puțin apăreau mai frecvent în spațiul media, diferite momente. Nopțile albe au fost eficiente o perioadă din punctul meu de vedere. Ulterior, moldovenii noștri s-au deprins și cu nopțile albe. Au apărut sau lumea a început a percepe aceste nopți albe ca ceva obișnuit și trebuie de inventat deja nopți albi 2, ceva de genul ăsta. Dobândit rezistență deja. Dar cu părere de rău, noi observăm că lumea în Republica Moldova totuși consumă și sunt destul de iresponsabil fără ca să supăr pe nimeni. Partea bună este că și eu ca și parte componentă a societății și care văd ce se întâmplă. Eu locuiesc în Republica Moldova și am contact cu oameni care, pe care îi rog să-mi spună totuși adevărul. Eu vreau să știu, sunt eficiente
reformele noastre, că nu doar cu dumneavoastră vorbesc. Eu, în jurul meu, am sute, mii de oameni pe care îi cunosc și am posibilitatea să discutăm sincer. Totuși, lumea are frică și este responsabilă. Deja noi suntem cu doza anumită de maturitate. Le este frică să se urce la volan, dar nu în ultimul rând, felicitări societății noastre, observă un grad de responsabilitate. Fiindcă nu cred că și dumneavoastră ați observat oamenii fiind într-o companie oaspeți având, totuși permit ca oaspeții lor să urce la volan? Cu regret, cu mare regret, de fapt, da, pentru că se implică mai mulți factori de risc în acest sens. Dar bine, la capitolul întrebării celor care și ne urmăresc, până și venit dumneavoastră la noi în platou, cineva a adresat o întrebare vis-a-vis de trupele de carabinieri. Prin 2016, dumneavoastră ați operat cu o decizie care prevedea lichidarea trupelor de carabinieri pe fondul că erau într-o stare gravă de degradare instituțională pe care dumneavoastră ați modificat-o. Și întrebarea venea în acest sens. Ce avem la capitolul restructurarea trupelor de carabinieri după modelul jandarmeriei țărilor din Uniunea Europeană? Carabinierii în 2015... erau pe cale de dispariție. În 2016 eu am găsit acea decizie de lichidare a lor. Mi s-a părut una incorrectă și am avut discuții nu simple cu delegația Uniunii Europene, care cu păreri de bine totuși au auzit și au înțeles mesajul nostru. În perioada când ți-ți spune că, ca exemplu, peste o lună închidem TV21, nu știu dacă e cel mai potrivit exemplu. Nu știu dumneavoastră cum o să activați în perioada de o lună de zile. Așa era și cu carabinierii. Atunci când li s-a spus lor că voi veți fi lichidați, toată lumea a încetat practic a lucra. Noi în 2016 am schimbat această decizie. Oamenilor li s-a spus că această instituție va fi păstrată și mult mai mult le-am arătat din start că ea va fi dezvoltată. Azi, cu părere de bine, începând cu luna februarie, noi avem un consilier din partea carabinierilor italieni. Noi nu vom replica și nu vom copia unele structuri. Noi le vom dezvolta pe ale noastre. Noi totuși suntem cu cultura noastră. Permanent întrebam cei care vin și încearcă de a introduce sistemele copy-paste a face a sistemelor lor, nu tot timpul ele au dreptul sau au continuitate în țara noastră. Totuși noi suntem cu specificul nostru. De aceea astăzi carabinierii din Republica Moldova sunt consultați de către carabinierii din Italia. Am avut în vizită, nu știu dacă ați monitorizat acest lucru, recent am avut în vizită comandantul carabinierilor din Italia, inclusiv și în plan internațional noi avem sprijinul lor, iar de curând a fost semnat acordul de finanțare a acestei reforme cu 8 milioane euro. Acești bani sunt predestinați dezvoltării capacităților Departamentului Trupelor de Carabinieri sau așa cum prevede legea nouă aprobată de către Parlament, Inspectoratul General de Carabinieri. Din 2019 în sus, da? El este aprobat de către Parlament, urmează ca președintele țării să semneze decretul cu privire la aprobarea acestei legi. Imediat va intra și în vigoare. Dar astăzi, la ceea ce înseamnă trupe de carabinieri, ne putem lăuda ca un serviciu profesionist? Nu mai sunt carabinierii care îi percepea lumea câțiva ani în urmă. Profesionalizarea va aduce claritate în ceea ce vrem să facem noi. Nu vor dispărea până în 2020, nu vor mai fi ostași în termen. Și aici vreau să vă spun că eu personal, totuși așa, cu un pic de nostalgie, că vor dispărea nu de ceea că tocmai am nostalgie după proces, dar după oameni care veneau la noi. Timp de un an de zile, totuși, carabinierii, cei tineri care veneau din casele lor, treceau această perioadă plină de disciplină, plină de alte evenimente, acasă plecau cu totul alți oameni. Și sunt cu multă recunoștință față de acești băieți care, timp de un an, își serveau patria. Dar, din 2020,
trupele de carabinieri vor deveni trupe profesionalizate, vor fi doar oameni în bază de contract și nu vom mai pierde capacitatea noastră instituțională după un an de zile, deoarece noi instruim carabinieri timp de un an de zile și când el deja are careva unele capacități de a gestiona unele procese, el decide și pleacă acasă, îți vine altul nou, iarăși trebuie să o iei de la început. Când ai doar oameni pe bază de contract, desigur că mult mai bine se păstrează capacitatea instituțională de a gestiona proces. Domnul ministru, o întrebare directă sau un raport de mesajul enunțat mai jos. Dacă deja s-a admis cumva anterior lichidarea structurii, dacă o putem numi așa, sau admiterea, dispariției acestei structuri, cât de important este acest serviciu pentru Republica Moldova atunci? Republica Moldova are nevoie de carabinieri care are un sistem dual. Sistemul dual este și militar. Și în timp de asediu, timp de când este declarat stare de război în țară, carabinierii se subordonează ministrului apărării, pe timp de pace se subordonează ministrului de interne. Totuși sunt oameni cu o doză mult mai mare de disciplină. Și nu vorbim acum de menținerea și restabilirea doar a ordinii publice. Noi vorbim acum de prezența carabinierilor ca patrulă. Noi vorbim de intervenția lor în timpul unor calamități naturale. Și carabinierii nu odată au demonstrat că sunt în serviciul cetățenilor. Este o alternativă, dacă vreți, Inspectoratului General de Poliție. 13 state din Uniunea Europeană au astfel de structuri și probabil ăsta a fost argumentul de bază. O au și italienii, au și românii, au țările baltice, o are Suedia, practic majoritatea statelor își au jandarmeria sau carabinierii săi. Până trece la publicitate, am să vin cu o întrebare tangentă la ceea ce ar însemna exod. Exod a intelectelor pe fondul diferitor probleme, exod al politicienilor pe diferite criterii și mai nou deja care este și comunicat. Exodul polițiștilor, de fapt, își face locul în această structură și pe vis-a-vis de diferite probleme sau criterii. Dumneavoastră îl numiți exod, noi îl numim fluctuație de cadre. Nu știu care e mai... Și o noțiune și a doua pe mine mă doar, dacă să vorbim cinstit. Vorbim de fluctuații, să zicem că se revine la normal această sinusoidală. Deoarece unii din colegii noștri care pleacă, ei se reîntorc, noi nu trântim ușa în spate, cu absolută înțelegere. Unii din colegii noștri întâmpină unele greutăți, nu se acomodează alții cu sistemul. Sunt diferite motivele din care pleacă și eu le cunosc. Dar nu salariul este... ar fi un motiv? Este motivul de salariu, este primul motiv din care lumea... Și cred că e un motiv omniprezent sectorial. Noi am făcut un studiu. Avem un serviciu care s-a dedicat acestei probleme. A fost trasată sarcina de către mine de a identifica pricinile din care pleacă angajații noștri. Și dacă noi nu putem, la moment totuși, să îi motivăm cu salariu, ceea ce își doresc alții, ca exemplu să aibă 10.000 de lei, și dacă noi nu putem să le ajustăm salariul lor, desigur că oamenii aceștia vor pleca. Dar avem și o altă categorie de oameni care pleacă din motive. Managementul defectuos, zilele de orarul supra-solicită, care e supra-solicită, condițiile de muncă și sunt mai multe criterii care pot fi reparate. Pentru mine acest lucru a fost foarte important. Noi am avut o discuție cu colegii și acum, reparând, dacă vreți, într-un termen mai tehnic, aceste probleme, totuși fluctuația de cadre s-a oprit. Toți oamenii care au capacități recunoscute în sistem, desigur că noi luptăm ca ei să nu plece. Colegii dumneavoastră din Ministerul Educației comunică despre o problemă și cea neacoperirii, mai ales în zonele rurale, în teritoriu cu cadre. Neacoperirea zonală, să zicem, pentru Ministerul Afacerilor Interne este o problemă cu polițiști? Este o problemă cu inspectorii de sector, pe care nu îi avem în orice localitate. Și, apropo, problema inspectorului de sector este o problemă
pe ordine de zi a Ministrului de Interne. Acest subiect a fost discutat în mai multe platforme de comunicare și aici mă refer la platforma polițienească. Șeful Inspectoratului General de Poliție și toată lumea care gestionează, noi totuși încercăm să rezolvăm problema oamenilor. Acest sistem a unui inspector de sector, el totuși noi l-am moștenit din timpul Uniunii Sovietice. Și în, ca multe altele, de fapt. În venele noastre curge nostalgia asta sau mecanismele astea a deprinderilor de a funcționa într-un fel sau altul. Și întrebarea mea pe care mi-o pun și eu, dar dacă mâine nu ar fi inspector de sector? La general nu ar fi. Și ar fi o echipă mobilă care s-ar deplasa cu un automobil, cu un microbus, dacă vreți, care este adaptat ca un, nu un sector de poliție, dar un microsector de poliție. Și omul, când tu suni 112 și ești trimis la fața locului, neapărat să ai un inspector de sector. Noi așa ne-am deprins că nouă ni trebuiește un inspector de sector. Dar avem și alte experiențe a altor state care s-au refuzat de multe din arhaismele polițienești și lumea deja închide și sectorul de poliție pe noapte. Acolo rămâne doar un om. Nu mai păstrezi unitate de gardă așa cum era înainte. Căci o unitate de gardă clasică, ea este constituită din circa 20 de oameni care sunt plătiți și oamenii ăștia vin și stau 24 din 24 de ore. Dar oare aceasta nu este o vechitură a secolului 20? Când lumea nu avea telefon mobil și neapărat trebuia să-ți suni de pe fix sau era invitat neapărat în sectorul de poliție. Astăzi noi putem depune o plângere în format electronic, toată lumea sună 112. Nu mai cauți inspectorul de sector. Atunci când ai o urgență, tu suni 112 și acolo îți trimite. Tu nu trebuie să cauți tu inspectorul de sector. Poliția trebuie să te caute pe tine și să reacționeze corect la urgența ta. Este aceeași situație cu situația de urgență la medicină, pompierii și poliția. Noi doar nu mergem să căutăm pompierul în localitate, să-l invităm să ne rezolve problema. Ei vin la noi. Așa poliția trebuie să vină cu toate instrumentele necesare care vor rezolva problema cetățeanului. De aceea, astăzi probabil încă nu am ajuns noi și nu suntem noi cu tot algoritmul ăsta pe masă. Atunci când voi fi convins că noi nu experimentăm cu Republica Moldova, vom proiecta probabil sau vom pilota, altfel spus, vom pilota o regiune și vom încerca să facem lucrurile acestea. Și dacă o să vedem că lucrurile merg bine, noi desigur că vom merge să scoatem mai mulți oameni în stradă. Deoarece criminalitatea se produce de la ora 10 până la ora 2, ca exemplu. Există și analiza asta. Păi, între ora 10 și între ora 2 noaptea, trebuie să ai oameni în stradă care se patrulează cu lanterne, să profilacteze toate localurile. Vedeți câte filmări cu oameni în stare de ebrietate și uneori problema elementar nu se rezolvă cu lunele. Așa este, domnul ministru. Noi vă mulțumim până la această oră. Zicem să luăm o pauză de publicitate, după care să revenim la discuțiile noastre. Publicitate, dragi spectatori. Doamnelor și domnilor, bună seara, reveniți după publicitate. În platoul nostru, aducem aminte, este ministrul afacerilor interne, domnul Alexandru Jizdan. Discutând despre o gamă de probleme și realități până la publicitate, domn ministru, să discutăm și despre protecția internă și anticorupție și corupție în Republica Moldova. La acest capitol, de fapt, există un mecanism de radiografie sau radiografiere sau de radiografie a sistemului, cum de fapt undeva în replici preferați să-l numiți așa. Radiografiere? Atunci vă cred că v-ați uitat peste interviurile mele. Există Serviciul Protecție Internă și Anticorupție. Tot timpul l-a avut sistemul, doar de că uneori accentul era doar pe identificarea oamenilor corupți și mai puțin atenție era și pe protecția angajaților noștri. Noi vedem astăzi că tot mai mulți și mai mulți angajați de-ai noștri sunt ultrageați de către cetățenii noștri și acest lucru la fel trebuie rezolvat, inclusiv prin
instrumente analitice. Întrebarea mea este de ce lumea își permite? Și noi mergem, facem aceste sondaje sociologice, întrebăm angajații noștri de ce s-a întâmplat. Cu cei care vor să comunice din societate, comunicăm și cu ei. Și desigur că a doua componentă a Serviciului Protecție Internă și Anticorupție este combaterea corupției în sistem. Sunt toate instrumentele. Avem 100 de oameni care lucrează în această entitate și oameni care lucrează de mai mulți ani și au fost instruiți și pot arăta, își arată eficacitatea lor. Există și mecanismul prin care noi verificăm stilul de viață a unor angajați de-ai noștri. Iar atunci când observăm un coleg de-al nostru care duce o viață care nu corespunde cu veniturile sale, aceste persoane sunt verificate fără ca ei să știe acest lucru. Iar dacă sunt identificate riscuri care vorbesc de implicarea lui în corupție, desigur că se merge și la al doilea pas, vorbesc acum de investigații penale, dosare penale, altfel spus. Și uneori s-a ajuns și până la atragerea lor la răspundere penală. La acest subiect, și chiar vă mulțumesc că ați purtat discuția până aici, cât de grav la ziua de astăzi ar fi fenomenul de corupere pasivă a polițiștilor către șoferi și acea corupere activă a șoferilor către polițiști? Eu uneori sunt cu impresia că șoferii cu unii polițiști din la noi, de la patrulare, se conplac unul pe altul. Fiindcă dacă nu ar fi, printr-o minune, dacă nu am avea corupția asta de la traficul rutier, eu cred că oamenilor din țara noastră nu le-ar plăcea. S-au deprins oamenii noștri să dea aminte. Și aici era... Rezolvarea acestei probleme este oare ca componentă și societatea noastră. Oamenii nu trebuie efectiv să dea aminte. Ce le încurcă? Noi doar nu bate nimeni pe stradă sau atunci când tu ai încălcat. Eu îndemn oamenii să nu dea mită. Iar atunci când sunt procesele de estorcare, neapărat să se adreseze Serviciului Protecție Internă și Anticorupție. Există linia fierbinte care funcționează în Ministerul de Interne și îi rog toți oamenii să apeleze, să declare acte de corupție. Totuși, eu vreau să vă spun că atunci când noi organizăm operațiuni speciale împreună cu Inspectoratul Național de Patrulare, să vedeți că acest lucru nu este o raritate. Când oamenii din țara noastră, atunci când sunt prinși încălcând legislația, foarte ușor încep a propune mită. Și chiar dacă ei sunt preîntâmpinați, asta privind de legislația, omului să-i spună că el încalcă legislația, atunci când tu propui mită, tu trebuie să preîntâmpinat, că ai mers prea departe. Oamenii fac abstracție de aceste preîntâmpinări și dau mită polițiștilor. Să știți că avem operațiuni dedicate special acestor elemente. Și desigur că avem și angajați de-ai noștri care mai calcă cu stângul și pe acest palier noi avem o concentrare maximă. Dacă este prin comparație, totuși consider că lucrurile s-au mai schimbat. Dumneavoastră o să vedeți mașinile astea care circulă ziua, care au girofar, le vedeți totuși circulând pe traseele naționale. Noi, așa cum era înainte primit să stea prin, cum mi se spune mie, prin tufari, prin arbuști ăștia ascunși. Cu tot respectul, dar câteodată chiar și mai vedem. Și eu îi văd uneori, stând în locuri poziționate special ca să prindă lumea cum depășesc viteza și credeți-vă pe mine, chiar atunci, în unele momente, eu mă opresc. Mă opresc, îi întreb unii trebuie să fie și ce trebuie să fac. Doar că vă spun un lucru care deja exclude factorul uman. Toate aceste mașini au GPS-uri. Toate aceste mașini sunt văzute pe ecrane în dispecieratele noastre. Oamenii care dispecerizează, oamenii care dirijează cu forțele, văd un echipaj sau altul. Și atunci când mașina ta s-a oprit într-un loc și tu nu circuli mult, atunci conducătorii pot întreba, de ce faceți voi acolo, voi de 10-15 minute, voi nu circulați. Dar nu circulați, asta înseamnă că ei nu patrulează. Patrula asta își prevede oamenii să patruleze permanent. Eu nu spun că 24 din 24 ei se miște. Ei pot să stopeze, poate să coboare jos din mașină, îi poate să clarifice unele circumstanțe. Lor li s-a părut ceva suspect. Ei au văzut unele persoane suspecte. Ei au văzut o mașină suspectă.
care ei doar nu patrulează doar prin prisma încălcării regulilor de circulație. Acești oameni combat criminalitatea. Scopul lor este de a preveni criminalitatea, nu de a descoperi. Avem alt parte componentă, Inspectoratul Național de Investigație. Dar dacă nu va fi eficient Inspectoratul Național de Patrulare, atunci Inspectoratul Național de Investigație o va duce foarte greu. Cu cât mai eficient va fi Inspectoratul Național de Patrulare, cu atât mai ușor va fi Inspectoratul Național de Investigație. Și aici mă refer la acțiunile proactive. Noi nu trebuie să așteptăm infracționalitatea să o ia razna. Noi trebuie să facem tot posibilul prin instrumentele noastre să nu permitem ca crimele să se vărșească în țara noastră. Comunicând despre proactivism, să resim și discuția, nu am comunicat atât de mult, dar zic să comunicăm și despre reforme. Fiind deja un an, prefer frecvent să-i zic un final de an electoral, cu ce Ministerul Afacerilor Interne a înaintat în acest an? Noi suntem la un final de an electoral. Noi nu suntem la final de un an electoral. Noi suntem la finalul unui an calendaristic. M-am și repetat pentru că prefer să zic un an electoral, pentru că undeva componenta electorală fie stimulează, fie îngreunează mersul activităților în anumite structuri. Depolitizarea proceselor aduce foarte multă eficiență în instituțiile noastre. Dacă în instituții vor veni oameni pe criterii politice, ei trebuie să înțeleagă că vor exista în mare măsură atâta timp cât există cei care îi tutelează. Și aici mă refer la politic. Dar dacă oamenii sunt angajați pe criterii profesionale, acești oameni își vor căuta de treabă indiferent cine este la putere. Și părerea mea personală este că noi am avansat mult. Totuși, noi astăzi ne străduim să numim oameni doar pe un criteriu. Să fie acești oameni să știe bine meseria. Mai puțin ne interesează viziunile politice din teritoriu. Dar și să, cu absolută sinceritate, este și asta un arhaism a sistemului, care o tradiție, o cutumă păstrată în sistemul nostru, când totuși politicul de-a lungul zecilor de ani, nu de când e actuala guvernare, de zeci de ani a numit oameni în diferite funcții cheie după preferințele politice. Deoarece el este prieten, este cu mătru, el este un om servil unui sau altui partid. Este un lucru foarte grav, apropo, pentru sistem. La mesajul dumneavoastră am să reformulez ceea ce vreau să vă întreb. Domn ministru, cât de mult sau cum a influențat maiul această reformă a guvernului? Care a fost supusă și până la urmă mai este și supusă anumitor critici, dezbatere a diferitor comentatori de care nu le dau nume astăzi seara. Depinde cine critică. Și noi suntem dur criticați. Să vedem în termeni clari atunci dacă a influențat, unde și cum. Reforma guvernului, dacă să vorbim de administrația publică centrală, mai puțin a afectat Ministerul de Interne sau chiar deloc, poate. Doar aparatul central, care cândva constituia 158 de unități, astăzi noi suntem într-un număr mult mai mic, 93. Dar, datorită acestei schimbări, oamenii din aparatul central au posibilitatea de a primi sau nu au posibilitatea. Ei primesc mai mulți bani. Și a avut loc un pic schimbarea asta cantitativă în una calitativă, deoarece atâta timp cât tu plătești bani mai mulți, pentru acești bani vor veni alți angajați. În Ministerul de Interne, totuși, activează o echipă astăzi foarte bună. Eu sunt satisfăcut de unele procese. Poate nu este tempoul pe care mi l-aș dori eu. Și eu, la fel, sunt parte componente acestor procese și nu dau vina pe nimeni. Așa ne mișcăm noi, în frunte cu Ministrul de Interne. Dar reformele guvernamentale pe noi nu ne-au afectat deloc. Din contra, văd doar lucruri pozitive. Să fie așa cum spuneți atunci, domn ministru, dar dumneavoastră... Nu mă credeți, vă. Nu vă cred. Poziția mea arbitrară nu-mi permite să aduc Doriți un plus succes atunci. Mult succes aveți, domn ministru. Mersi. Domn ministru, dumneavoastră aveți șofer personal? Eu, de exact. Așa. Cum clasați, de fapt, modul de organizare a traficului în capitală? Eu nu doar șofer personal am. Eu sunt și eu part componenta. Conduc
mașina de mai mulți ani, de zeci de ani conduc, dacă vreți. Chiar acum veneam spre dumneavoastră și mă uit cu câtă, totuși lumea, cu câtă lipsă de respect se parchează. Și pentru a rezolva problema asta, noi trebuie să avem doar în Chișinău vreo 10.000 de polițiști, pe care i-am plasat peste fiecare 50 de metri și să-i responsabilizăm pe șoferii noștri. Cine este vinovat? Că un șofer sau altul, pentru a-și rezolva problema sa, s-a parcat într-un loc și face teribilă, face imposibilă uneori circulația. Și veneam, s-au parcat în așa fel încât noi nu putem nimeni circula și desigur că toată lumea așteaptă un polițist, toată lumea așteaptă ca poliția să le rezolve problema. Oameni buni, problema e în noi. Noi trebuie să circulăm cu mult respect și cu multă înțelegere față de problemele altora. Și întrebarea mea este, dacă pe acolo trecea o ambulanță, ce trebuie eu să fac ei și cum aveau să procedez? Cum se procedează, de fapt, și văd în cum, situații? Văd cum oamenii stau în automobil și-a conectat semnalizarea asta de avarieri și stă și așteaptă ceva. El, omul, și-a rezolvat problema sa. Cu părere de rău, problema majoră sau problema numărul 1 în pietraseile naționale este lipsa de respect. Unul față de altul. Lumea nu este tolerantă unul cu una cu alta. Noi parcăm unde vrem. Noi așteptăm sau reacționăm doar la bâtă, iertați-mă de expresie, și observ, cineva a mi-a arătat pe rețele de socializare o poză unui cineva a parcat pe un loc predestinat pentru oamenii cu handicap. Și mi-a scris că poliția este lenoasă. Poliția nu este lenoasă. Societatea este irresponsabilă. Și dacă cineva consideră că atunci când toți parchează, dar parchează de ordinul miilor, această problemă poate fi rezolvată doar prin metode polițienești, eu cred că noi greșim. Este vorba despre o altă atitudine față de fiecare din noi. Și dacă tu nu ai găsit un loc pentru parcare, tu trebuie să înțelegi că ar trebui să mai faci un cerc și totuși să-ți găsești un loc de parcare care nu ar încurca altor oameni. Noi totuși procedăm așa cum considerăm noi. Poliția este vinovată. Da. Starea lucrurilor este până la urmă cum este. Dar dumneavoastră conduceți? Conduc și înțeleg și cunosc și văd ce se întâmplă. Am simțit că m-ați înțeles. Comunicați-ne, vă rog, domn ministru, dar acele camere de supraveghere a traficului rutier în Chișinău mai funcționează? Da, ele sunt totalmente funcționabile. Eu îmi doresc ca în Republica Moldova totuși să avem nu doar aceste 47 de intersecții documentate cu acest sistem de monitorizare și de fixare a încălcărilor. În țara noastră, așa cum în toată lumea, trebuie să fie sisteme de constatare a contravențiilor care, unul la mână, vor exclude factorul uman și a priori se exclude și corupția și, doi, desigur, va aduce o mai multă doză de informație care va permite și descoperirea infracțiunilor, fiindcă infractorii circulă pe traseele naționale. Ei nu circulă pe alte drumuri. Noi avem un studiu de fizabilitate, sau mai bine spus, suntem pe ultima sută de metri. E un studiu de fizabilitate care va indica care sunt necesitățile Republicii Moldova pentru a acoperi calitativ traseile naționale dedicat combaterii contravențiilor din circulația rutieră. Noi presupunem că acest sistem va diminua foarte mult starea accidentară de pe traseele naționale, fiindcă lumea circulă foarte, iarăși, așa cum spuneam, foarte irresponsabil. Sunt niște camere care eu știu cu certitudine că ele nu funcționează și există memoria în capul oamenilor care cunosc, chiar dacă ei cunosc că camerele nu funcționează, mă uit cum lumea stopează. Și numai imediat au trecut de aceste camere, iarăși încep a depăși viteza. Până la urmă o să mă întorc probabil de fiecare dată la capitolul educație și responsabilitate.
Văd cum ați văzut la Pietrosu, cum tânărul ăsta a intrat în plină viteză, îmi spunea cineva că a fost o minune, că nu a murit nimeni atunci, deoarece la, în adiacentul acelui chioșc unde s-a intrat, permanent dimineața, la 7 dimineața s-a produs acest accident, în fiecare dimineață erau oameni care așteptau autobusul. Și faptul că nu s-a întâmplat nimic, nu am avut tragedii umane, este o întâmplare. Și ați văzut cum a reacționat acest tânăr, care efectiv își bătea joc de angajații de poliție. Aceste lucruri trebuie stopate și profilactate. Da. De fapt, ne-ați comunicat realități la care un plus de replică nici nu-ți face locul. În acest sens, venea o întrebare pe fondul discuțiilor și cu colegii noștri. Anul acesta, 2018, de fapt, caracterizează cu 27 de ani de independență. Dar în acest stat, cu 27 de ani de independență, independenți declarați pe hârtie, nu discutăm noi și dezvoltăm acest subiect astă seară, dar în acest stat, poliția poate fi numită independentă? În acest stat, noi avem poliție. De fiecare dată am rugat nouă să se ne arate unde am greșit noi. Și în funcție de greșelile pe care noi le admitem, să facem niște concluzii. Cu părere de rău, concluziile uneori sunt făcute doar în urma unor declarații pe rețelele de socializare și făcute de către niște oameni care totuși tendențios sunt puși foarte agresiv. Sau oamenii aceștia văd poliția doar prin prisma ochelarilor lor. Așa, acea independență de 27 de ani, dacă e să o contrapunem independenților altor state care au o tradiție în democrație de sute de ani, cred că noi suntem începători, copii mici. Prin termeni istorici, suntem, abia ne-am născut. Și cred că aceste procese care noi, altele sunt învechite, altele înglodate, unele mai avansate, ele sunt niște procese prin care au trecut toate statele la începuturile lor. Republica Moldova, unele lecții le-a învățat prin prisma tragediilor, unele lecții vrea să le învețe neapărat de la alte state, de la frați mai mari, mai mici, mai... Noi încă nu ne-am deprins noi să fim independenți. Și cât de sigur ne simțim noi atunci când nu avem în față pe cineva pe care noi îl declarăm tata sau cum îl vedem noi în capul nostru. Noi trebuie să vedem ce am fost noi până la independență și cât noi suntem de capabili de a primi decizii fără a ne consulta cu cineva. Aceste procese inclusiv vizează și Poliția Națională, care 70 de ani a fost în componența Uniunii Sovietice, are în structura sa și în interior, și aici nu mă refer doar la poliție, întreg sistemul Ministerului de Interne, are acele mecanisme de care unele din ele trebuie să excluse, unele din ele trebuie să păstrate, dar în 2014, când s-au început aceste reforme și eram la începuturile lor în calitate de executor, nu de conducător, și văd reforma pe de ambele părți, desigur că unul din obiectivele care neapărat trebuie atins era depolitizarea. Depolitizarea, demilitarizarea și decentralizarea. În glumă numeam 3DD. Depolitizarea, decentralizarea, demilitarizarea va aduce la o poliție care va avea întreaga capacitate de a primi decizii fără a fi influențată de către factori din exterior. Și așa trebuie să fie într-o societate avansată cu democrație avansată, mai bine spus. Desigur că nu toate acțiunile noastre sunt lăudate de către societate. Noi suntem atenți cu ceea ce spune societatea. Noi suntem atenți la greșelile pe care noi le comitem. Dar în perioada asta noi au mai fost situații care nu ne-au făcut mândri. Și să știți acest lucru, noi totuși încercăm să rezolvăm aceste probleme. Chiar dacă criticile sunt politizate, noi totuși încercăm să facem abstracție
de alura asta politică și să nu mai repetăm aceste greșeli în viitor. Noi avem poliție, eu consider o poliție independentă sau mai bine spus, suverană și integră? Mai bine spus, din an în an mai puțin dependentă de factorul, diferiți factori externi. Că nu e doar factorul politic. Eu vreau să vă spun și la nivelul administrației publice locale. Totuși, unii reprezentanți administrației publice locale își doresc un inspector de sector care să fie în slujba lui. Și el trebuie să îndeplinească indicațiile pe care el le dă. Dar primarii, la fel, unii din ei, sunt cu preferințe politice. Și nu tocmai cu preferință partidului de guvernare. Procesele sunt un pic așa, mai complexe. Nu există o formulă unică, simplistă, prin care noi am putea rezolva. Mezul sau soluția acestor ecuații este în întreaga societate, nu doar în poliție. Fiindcă doar inspectorul de sector sau polițistul din stradă, și el este o parte componentă a societății. Exact. Cum e societatea, așa este și criminalitatea. Exact. Mi-am și notat, de fapt, acest 3D, știam de un 4P, dar 4P-ul venea din domeniul afacerilor, dar mi-am notat 3D, ceva foarte, de fapt, practic ar fi. În raport de acest 3D, de politizare, demilitarizare și decentralizare, dar SISU poate fi numită o structură sau o instituție independentă, domn ministru? Serviciul Informației și Securitate este un serviciu de care Republica Moldova are nevoie. Indiscutabil. Eu nu vreau să vorbesc cu calificative acestui serviciu, vreau doar să vă spun că acest serviciu foarte puțin poate externaliza din ceea ce fac ei. Și desigur să-i judecăm pe ei doar după unele acțiuni nu ar fi corect, deoarece eu am avut o perioadă din cariera mea profesională când am activat, știu de lucrurile sau de ceea ce produce acest sistem și credeți-mă că unele din acțiunile Serviciului Informației și Securitate nimeni nu le va ști niciodată. Dar atâta doză de patriotism există în unele acțiuni de ale lor și atâta devotament există în ofițerii Serviciului Informației și Securitate că eu am să evit totalmente să dau caracteristici oamenilor care lucrează acolo. În funcție de ce acțiuni întreprinde Serviciul Informației și Securitate, desigur că cuiva îi trezește respectul, cuiva îi trezește ura în societatea noastră. Noi, ca și societate, suntem divizați astăzi. Noi nu avem o unitate în a gândi. Noi nu suntem uneori, așa cum spuneam înainte, neapărat așteptăm indicațiile din exterior. Cine încurcă pe noi să fim unitari? De aici spornim. Și dacă noi suntem o familie în Republica Moldova, tradițional gunoiul din casă nu se scoate. Dar noi, divizarea asta, ea este și foarte consistent în țara noastră. Declarativ, toată lumea spune că vrea o Republică Moldova prosperă, dar în acțiunile unor actori politici, unor funcționari sau ex-funcționari, eu totuși văd mai puțin patriotism. M-ați întrebat de sine să vă spun despre politicieni. Vă mulțumim, domn ministru. Revenind, de fapt, la lucruri sau activități mai recente, și am să mă repet, recent, dumneavoastră ați avut o întrevedere de suflet, cum ați și declarat-o, cu omologul dumneavoastră român, așa, doamna Carmen Dan. Așa este. Acolo au fost semnate careva acorduri, despre ce a fost vorba, adică o să ne comunicați dumneavoastră. Întrebarea ar fi ce dă sau ce va da această cooperare bilaterală, intersectorială, domn ministru? Știți, tatăl meu, Dumnezeu să-l odihnească, spunea tot timpul, vezi cum ai să te înțelegi cu rudele, cu vecinii, să fii atent. Cu vecinii noi suntem obligați să avem relații bune, relații prietenești, și probabil, nu știu cât de corect ar fi obligați, noi ar trebui să fim înțelepți cu vecinii noștri.
În cazul României, care este parte componentă a Uniunii Europene, cei care de pe 1 ianuarie vor prelua președinția în Uniunea Europeană și cei care permanent ne-au sprijinit și au fost alături de noi, noi cu multă gratitudine și cu multe mulțumiri mergem și le spunem oamenilor aceștia mulțumesc de fiecare dată, pentru că au fost și cu multe instruiri, ei sunt totuși cu câțiva pași înainte în reformele implementate și cu implementarea unor directive europene. Eu inclusiv am consilieri care sunt consilieri români. Sistemul a beneficiat de mai multe ori de consilierea oamenilor, specialiștilor din România, iar noi vorbind aceeași limbă, neavând traducători, translatori între noi, desigur că de fiecare dată am găsit limbă comună și eu vreau să-i mulțumesc pe această cale doamnei ministru. Este un om întâi de toate care ține omenește la Republica Moldova, iar atunci când tu prietenești, omenești cu oamenii, desigur că și partea profesională este una mult mai ușoară. Noi avem înțelegerea noastră de a intensifica colaborarea. Noi vom trimite secretarii de stat în România în cel mai apropiat timp pentru a intensifica acest dialog bilateral. Vă spuneam, românii astăzi împărtășă cu noi, inclusiv și din greșelile pe care le-au făcut pe parcursul acestui curs european, nu doar din succesele lor, și pentru acest lucru eu le sunt foarte recunoscător. Ceea ce a făcut Ministerul de Interne român, noi urmărim zi de zi în procesul reformelor și atunci când observăm lucruri care sunt bune pentru poporul lor, desigur că noi încercăm să implementăm în țara noastră. Dacă vreți un rezumat la această întrebare, noi cu doamna ministru avem o relație personală foarte bună, iar acest lucru se răsfrânge, desigur, și în colaborarea oamenilor care lucrează în ministerele noastre de interne. Domnul Jordan, spectatorii de fapt manifestă interes în a aprecia dacă dumneavoastră sunteți unionist și cum apreciați opțiunea unionistă în Republica Moldova. Sau în reformulare scrie ce credeți despre acest imperativ politic. Eu am o atitudine de stimă și respect față de România. Îmi iubesc patria mea, îmi iubesc Republica Moldova. O să evit declarații tari astăzi și niciodată n-am să o fac, urcându-mă pe scenă, spunând că eu sunt unionist și o să mă cobor de acolo și o să fac altfel decât am vorbit. Noi, pe data de 2 iulie, am fost omniprezenți, sistemul nostru la Putna. Am trimis veteranii de război încolo, a fost orchestra noastră, fanfara noastră militară de la Carabinieri și a fost corul Credo, a fost garda de onoare. Au fost circa 150 de oameni la Putna, unde am celebrat trecerea în neființa lui Ștefan cel Mare. Pe 1 decembrie vor pleca un pluton, garda de onoare a carabinierilor vor pleca în Galați, iar alții vor pleca în, iarăși la Putna, pentru, în Suceava, pentru a fi alături de acești oameni. Sunt acțiuni. Bine făcut este mai bine decât bine spus. De aceea, noi prin acțiunile noastre ne-am solidarizat și am fost alături tot timpul de colegii noștri de România când a fost complicat. Noi am trecut perioade complicate, inclusiv am avut și incidentul ăsta sau accidentul aviatic cu cei patru angajați ai Smurdului din România. Mult mai mult am mers noi înainte. Iar în loc de declarații tare, eu totuși prefer să le arăt acestor oameni stima și respectul nostru prin acțiuni, nu prin declarații. Deoarece cunosc cu certitudine oameni care se declară unioniști, pe departe ei fiind cei mai unioniști. Dar în țara asta avem jumate unioniști, alții se uită la vest, alții la est. Foarte mult înțelepciune trebuie nouă acum ca să rezistăm ca națiune. Deoarece mai sunt și alte viziuni, ori prea extremă stânga, ori prea extremă dreapta, care nu aduc bine acestei țări. Noi suntem o țară suverană și independentă de 27 de ani, lucru la care eu foarte mult țin. Domnul ministru, dar dumneavoastră din care localitate de Baștină sunteți?
Eu sunt din geamă, la nenii noi. Asta ar fi circumscripția 34, da? Mă gândeam că o să-mi puneți întrebarea asta. Și o lăsam mai așa, mai ca desert, da, pentru finalul emisiunii. Și întrebarea era dacă pretindeți a merge. Mie nu-mi plac deserturile, ca să știți, și pentru a mă păstra... Nu, atunci nu e întrebarea de final. Într-o formă mai bună, de obicei nu comand desertul. Este o întrebare, desigur, că la care eu odată și odată trebuie să răspund, dar răspunsul meu va veni prin acțiunile mele. Am purtat unele discuții referitor la circumscripția 34 a nenii noi. Eu nu sunt înaintat în calitate de candidat oficial. Lucrurile pot fi schimbate între timp. Nu am să neg că eu, totuși, am purtat unele discuții. Vom trăi și vom vedea. Vă mulțumim, domn ministru. Și o întrebare de final, pentru că încă mai avem câteva clipe până la finalul emisiunii. Comunicați-ne, vă rog, ce părere împărtășiți vis-a-vis de decretarea stării de război în Ucraina și cum aceasta poate influența securitatea internă a Republicii Moldova. Noi astăzi, din întâmplare, așa s-au aranjat lucrurile, că am avut Consiliul Național la Veteranilor de Război. Consiliul la care participă doar oamenii care au participat la război, și vorbind cu ei ne întrebam noi toți între ei, dacă spunem o întrebare în Ucraina, ce vă doriți cel mai mult? Cred că răspunsul numărul unu ar fi pacea. Ceea ce se produce astăzi în Ucraina, desigur că tensionează nu doar lucrurile pe interior în Ucraina, dar le tensionează și pe exterior. Probabil trebuie să fii absolut lipsit de rațiune dacă îți dorești ca la vecinul tău să se producă lucruri care nu aduc beneficii țării astea. Sau altfel spus, atunci când arde casa vecinului tău, există mare risc să se aprinde și casa ta dacă tu nu o să-l ajuți să-și stângă el casa lui. Noi suntem foarte atenți. Astăzi primul ministru ne-a convocat în ședință în formatul Ministerului de Interne, Apărarea, Serviciul Informației și Securitate și alți factori de decizie. Noi foarte atent monitorizăm ceea ce se întâmplă în Ucraina. Altfel spus, 24 din 24. Este creat un grup de lucru care privește la ceea ce se întâmplă în Ucraina cu ochi profesioniști. Noi nu ne informăm doar din sursele externe sau din rețelele de socializare. Noi suntem în contact permanent cu toată lumea care poate să explice și poate să aducă la primirea unor decizii calitative. Noi nu avem dreptul la greșeală în raport cu ceea ce se întâmplă în Ucraina. Declararea stării de război nu este glumă. Noi vorbim despre alte reguli de joc. Și le-am spus, astăzi premierul a transmis și cetățenilor noștri care vor trece prin punctele de trecere cu Ucraina să fie foarte înțelegători cu metodele care vor fi aplicate, deoarece posibil să fie și alte verificări mai riguroase, cu multă înțelegere. Noi suntem în contact permanent cu colegii din Ucraina. Dacă va trebui, desigur că noi vom întreprinde toate acțiunile să securizăm frontiera noastră. Deocamdată nu sunt semne care ne-ar alarma până într-atâta ca să dea și... Da, securizarea frontierii asta ar însemna securizarea frontierii pe Nistru? Frontiera noastră este una securizată și Nistru nu este frontiera noastră. Noi avem dacă e încă un raport cu România, desigur, Prutul, cu Ucraina, Nistru, dar nu mă refeream la Nistru pe care desparte Transnistria din Republica Moldova. Noi vom veni cu mai multă securitate la frontieră. Doar atât pot să vă spun, deoarece algoritmele astea sunt confidențiale. Domnul ministru, vă mulțumim imens pentru prezența la noi în emisiune, pentru discuții meticuloase la subiectele de această seară. Vă mai așteptăm și ulterior, și până la alegeri și după alegeri, indiferent de alegeri să fie. Vă urăm toate bune și mult succes. Dragi telespectatori, vă mulțumim și dumneavoastră că ați fost cu noi. Toate bune, pe curând!